Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Au început probele scrise la bacalaureat. Frontiera Giurgiu ruse sufocată de mașini. Podul de la Grădiștea din nou fără finanțare. Acțiune de amploare a polițiștilor în weekend. Multe goluri și două puncte pentru Astra în etapa 8-a. Astăzi s-a dat startul probelor scrise ale bacalaureatului de toamnă cu proba la limba și literatura română. La Giurgiu, aproape 600 de elevi au dat piept cu subiectele pe care unii dintre ei le-au considerat accesibile, în timp ce alții au uitat cerințele cum au ieșit din sala de examen. Elevii care nu au absolvit sau nu s-au prezentat la prima sesiune a examenului de bacalaureat au început astăzi cea de-a doua sesiune cu proba scrisă la limba și literatura română. În funcție de profilul pe care l-au studiat, real sau uman, candidații au primit cerințe diferite la toate cele trei subiecte. La subiectul al treilea, tinerii de la profilul real au avut de caracterizat un personaj dintr-o novelă, iar cei de la uman au avut de prezentat relația dintre două personaje dintr-o novelă. Subiectele i-au pus în dificultate pe mulți dintre elevi. Unii nici nu și le-au mai adus aminte. Cum a fost proba? Ușor. Ce subiect ați avut? Nu le mai știu. Bun, era un subiect măcar. La subiectul 3? Cu sinonime, cu... Și la 3? Nu mai știu ce a fost, că nu le-am făcut pe toate. Decât câteva. Ai, da? Da. Și a fost mai ușor acum sau mai greu? Mai greu. Și nu crezi că îl vei lua? Nu. Bine. Ce subiecte ați avut? Așa, așa, așa. Ce subiecte ați avut? La subiectul 1 normal ce se dă, iar la subiectul 3 ne-a căzut novelă. Și cum te-ai descurcat? 1 și 2 le-am făcut, 3 nu. Să sperăm că... A fost mai greu ca în vară sau? Nu, mai ușor. Crezi că îl vei lua? Sper. Ce notă? Nu știu, ceva de trecere. Mi s-a părut destul de ok. Ce subiect ați avut? Mie mi s-a părut destul de ok. Consider că au fost cât de cât ușoare. Și la 3? La 3 a fost un eseu despre un personaj dintr-o novelă studiată. Și ai scris mult? Da, am scris cât de cât. La ce notă te aștepți? Sper să iau 7-8. Acum nu știu. Probele scrise vor continua mâine cu limba și literatura maternă. Săptămâna trecută, în perioada 17-21 august, liceenii au susținut competențele și probele orale, unde au obținut calificative care nu le vor afecta media la bacalaureat. Razie de amploare a polițiștilor giurgiuveni în municipiu și în județ. În weekendul ce tocmai s-a încheiat, polițiștii s-au aflat în parcuri, târguri, în zonele cu risc criminogen, dar și pe șosele, într-o amplă acțiune de prevenire și reducere a infracțiunilor. S-au aplicat 10 de sancțiuni, au fost confiscate bunuri și s-au întocmit dosare penale. Acțiunile polițiștilor au debutat vineri, când 40 de polițiști de la municipiu și 22 de polițiști locali au efectuat o descindere în căminul D din cartierul Istru, unde au fost legitimate 129 de persoane care locuiau fără forme legale și care au fost conduse pentru a fi verificate, amprentate și fotografiate. De asemenea, s-a avut în vedere creșterea vizibilității polițiștilor în zona parcurilor, unităților de alimentație publică și locurilor frecventate de copii și tineri, acțiunea având și un caracter preventiv și de crearea unui climat de siguranță pentru cetățeni. S-au constatat 35 de contravenții aplicate pentru încălcarea liniștii și ordinii publice, comerț ilicit, dar și încălcări ale legii privind circulația pe drumurile publice. În județ, polițiștii împreună cu inspectorii de la DSV, DSP, OPC și jandarmi au avut în vizor târgurile de la Călugăreni și Bolintin Vale, acolo unde au constatat numeroase abateri de la lege. În cadrul acțiunilor, polițiștii au aplicat în târgul de la Călugăreni, împreună cu ceilalți participanți ai autorităților publice locale și județene, sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei, respectiv 24 de sancțiuni contravenționale, și au confiscat bunuri atât alimentare cât și nealimentare. În zona de nord a județului, la târgul de la Bolintin Vale, au fost de asemenea aplicate 12 sancțiuni contravenționale. Polițiștii rutieri au fost și ei prezenți în zona celor două târguri, asigurând influența traficului și reducerea riscului rutier pentru a nu înregistra evenimente rutiere.
Campania de reducere a infracțiunilor s-a derulat în toate județele țării și, potrivit unui comunicat al Poliției Române, s-au constatat peste 1700 de infracțiuni, s-au aplicat peste 50.000 de amenzi, s-au depistat 110 persoane urmărite, s-au găsit 12 autovehicule furate, au fost confiscate 64 de arme și circa 2000 de proiectile și s-au confiscat bunuri de aproape 430.000 de lei. Turiștii care merg în Bulgaria sau Grecia, dar și șoferii de tir, au de trecut un test al răbdării în Vama Giurgiu. Din cauza lucrărilor de reabilitare la podul Prieteniei, se formează cozi de mașini la care șoferii stau ore în șir. Pentru evitarea blocajelor, CNADNR recomandă rute ocolitoare. Altă zi, alte cozi interminabile de mașini în Vama Giurgiu. Lucrările de reparații la podul Prieteniei sunt în plină desfășurare și până la finalizarea lor, autovehiculele circulă pe o singură bandă alternativ semaforizat. Pentru mulți dintre șoferi care mergeau în vacanță în Bulgaria sau Grecia, a fost un început de concediu în care răbdarea l-a fost pusă la încercare. De cât timp sunteți aici? De peste o oră. Peste oră, de la 9 și 10 și 10. Nu ne mișcăm deloc și nici nu-mi imaginez când ne vom mișca. Știți de ce stați la coadă? Pentru că lucrăm prea bine noi pe partea noastră de reparații. Dar eu mă întreb cât trebuie să mai stau. Mergeți în vacanță? Merg în vacanță, da, îmi doresc să merg în vacanță, dar uite ce vacanță ne facem. V-ați gândit să mergeți în altă parte? Nu, trebuia să o fi luat pe la Calafat. Așa ar fi trebuit să fac. O jumătate de oră, cam așa. Știți de ce trebuie să așteptați la coadă? Că se lucrează, da, da, știm. Mergeți în vacanță? Da, da. V-ați gândit la o rută ocolitoare? Ne-am gândit, dar am calculat prost ora la care ajungem aici. Dacă am fi ajuns noaptea, cred că era mai ok. Și mai afectați sunt șoferii de tiruri care sunt nevoiți să aștepte 10 de ore până trec frontiera în țara vecină. Ieri dimineață, de la ora 8, la kilometru 10. Știți de ce trebuie să așteptați la coadă? La podul. E jale mare, suntem obosiți tare. V-ați gândit să ocoliți prin altă parte? Dar n-am știut că ocoleam pe la Negru-Vodă. E 25 de ore. 25. Nu știu cum lucrează ei. Greu lucrează de amenințătoare de așteptat. Tare greu. Ați mai trecut prin zona aceasta? Am trecut de multe ori și nu e așa probleme. Acum cu podul acesta, cred că ceva reparații. La o rută ocolitoare v-ați gândit? Ne-am gândit, am venit pe aici, de-am ce să ne întoarcem înapoi. Noi știut că avem probleme aici, ne întorcem, începem pe partea cealaltă. Reprezentanții CNADNR spun că lucrările la pod nu mai suportau amânare și printr-un comunicat de presă îi roagă pe conducătorii auto să înțeleagă acest lucru. În același timp, autoritățile recomandă folosirea unor rute ocolitoare de trecerea frontierei în Bulgaria. Subiectul legat de refacerea podului de la Grădiștea continuă să fie unul neinteresant pentru autoritățile de la București. Degeaba s-a făcut lobby, degeaba s-au scris interpelări și petiții, pentru că nici actualul ministru al transporturilor nu știe să dea un răspuns. A încercat și secretarul general al PNL să găsească o soluție, dar degeaba. Linia de la Giurgiu la București rămâne întreruptă. Prezent vinerea trecută la Giurgiu, secretarul general al PNL, Marian Petrache, a adus în discuție podul prăbușit de la Grădiștea. Din păcate, nu a venit cu vești bune, în sensul că interpelarea sa la ministrul transporturilor nu a avut rezultatul scontat, adică linia de cale ferată Giurgiu-București rămâne în continuare întreruptă. Din păcate, informațiile care le am sunt că se caută o finanțare la BERD. Asta înseamnă că e pe o listă de priorități, dacă sigur nu se poate rezolva într-un an de zile, decât dacă, într-adevăr, dacă apare un investitor strategic și care condiționează lucrul ăsta, ar putea să rezolve mai rapid problema. Podul de la Grădiște a fost înghițit de ape în vara lui 2005, dar de atunci și până acum nu s-a întreprins nimic concret. S-a făcut lobby pe la miniștri care s-au perindat la transporturi, s-a insistat chiar și la premierul Victor Ponta, s-au depus interpelări și s-au scris petiții, dar degeaba. Linia de cale ferată rămâne întreruptă, iar transportatorii auto își umflă conturile cu banii navetiștilor. Obiectivul de investiții privind redeschiderea circulației feroviare pe noul pod între localitățile Vidra-Grădiștea a fost inclus pentru prima oară în bugetul de stat pentru anul 2011.
2019 cu o valoare de 1 milion de lei, dintr-o valoare totală de 308,5 milioane de lei. Nu s-a efectuat însă nicio lucrare, iar fondurile nu au fost cheltuite. Situația s-a reparat prin reincluderea obiectivului de investiții în bugetele pe anii 2012, 2013 și 2014 cu aceeași valoare de 1 milion de lei în fiecare an. Practic, în fiecare an s-a alocat același milion de lei pentru că lucrarea nu a fost începută nici până astăzi. Mai mult, la fel ca în anii trecuți, și în bugetul pe 2015, lucrărilor podului de la Grădiștea li s-au alocat suma de 1 milion de lei, sumă total insuficientă. Prin urmare, podul rămâne doar la stadiul de amintire, în timp ce istorica linie de cale ferată Giurgiu-București poate fi parcursă vizual doar pe hărțile muzeelor. Pe parcursul a două zile, între 25 și 26 august, se va desfășura la Giurgiu ediția 31 a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Populară pe marginea Dunării. Orchestra Națională Lăutarii, dirijată de Nicolae Botgros, îi va acompania pe cei care vor urca pe scenă începând cu ora 19-a serii de marți. Festivalul va avea loc în aer liber, pe spațiul special pregătit în fața Teatrului Tudor Vian. Trofeul celei de-a 31-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Populară pe marginea Dunării este pregătit. Orchestra Națională Lăutarii, dirijată de Nicolae Botgros, de asemenea. Ultimile pregătiri pentru începerea acțiunii culturale sunt pe sfârșite, așa că marți seara, cu începere de la ora 19, puteți fi prezenți pe splanada Teatrului Tudor Vianu pentru a asista la un spectacol folcloric de zile mari, de organizarea căruia și anul acesta s-a făcut răspunzător Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii naționale. În perioada 25-26 august va avea loc la Giurgiu cea de-a 31-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Populară pe marginea Dunării. În acest an, festivalul se va desfășura în aer liber, va fi o scenă amplasată în fața Teatrului Tudor Vianu. La festival și-au anunțat participarea concurenți din Bacău, Suceava, Constanța, Olt, Alba, Gorj, Argeș, Dolj, Giurgiu, București, Timișoara, Ialomița, Bistrița, Ilfov, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Iași, Republica Moldova și Bulgaria. Acest an avem foarte mulți concurenți care s-au înscris în festivalul nostru, sunt în jur de 50 de concurenți, dar din păcate, datorită faptului că festivalul se va desfășura într-o singură seară, iar a doua seară va fi cea de gală și recitaluri, vor intra în concurs doar 22. Din această cauză, juriul are o misiune foarte importantă, dar și foarte grea în același timp, pentru a alege dintre cei buni pe cei mai buni. Ce surprize ne mai rezervă festivalul, ne spune tot directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Giurgiu. Vor avea loc și recitaluri. Sunt invitate în recital trei doamne. Este vorba de Silvia Zagoreanu din Republica Moldova, o veche cunoștință de-a noastră și câștigătoare a trofeului unei ediții anterioare, apoi Nina Predescu și Mariana Ionescu Căpitănescu. La sfârșitul săptămânii trecute, consilierii locali au aprobat noul regulament de organizare și funcționare a cimitirelor din municipiul Giurgiu. Astfel, patru articole din regulament cu privire la atribuirea și folosirea locurilor de înhumare au fost modificate. Noile prevederi vor intra în vigoare după jumătatea lunii septembrie. Articolele 22, 24, 26 și 28 din regulamentul de funcționare a cimitirelor din municipiul Giurgiu au fost modificate în cadrul celei mai recente ședințe de Consiliu Local. Astfel au fost reglementate și simplificate procedurile de atribuire și folosire a locurilor de înhumare. La ședința Consiliului Local anterior ținută, s-au făcut patru modificări privind unele articole din regulamentul de funcționare al cimitirilor, mai bine zis, s-a pus în acord cu prevederile legii 102 din 2014. Ca exemplu, articolul 22, da, cu modificarea care a fost adusă, da, atribuirea dreptului de folosință a locului de înhumare poate fi realizat în baza certificatului de moștenitor sau legatar. Da? Sau orice alt document care să reiasă gradul de rudenie, fac o paranteză aici, gradul de rudenie
cu drept de folosință de la un titular la altul, să poate merge până la rude de gradul 4. În vechiul regulament, la articolul 22, cetățenii care doreau să intre în posesia unui mormânt trebuiau să prezinte mai multe documente. În cele mai multe cazuri, actele ce dovedeau gradul de rudenie nu puteau fi prezentate pe motiv că acestea nu mai existau nici măcar la biroul județean de arhive. În prezent, solicitanții nu trebuie să prezinte decât documentele care atestă că sunt rude cu persoana înhumată. Articolul 24... vă spuneam înainte că dreptul de folosință asupra locului de înhumare, conform articolului 23, da, se transmite numai între rude până la gradul 4. Cu titlu gratuit soțului și soției rude de gradul 1, da, și celorlalți cu dreptul de concesionare, celorlalte rude de la gradul 2, 3 și 4. Da. Fac excepție la situațiile de la gradul 2 și 4, cei care dețin certificate de moștenitor. Deci la vechiul articol, la 24, transcrierea se putea face numai pentru rudele de gradul 1 și 2. La rudele de gradul 4 trebuia să arate prin diferite documente gradul de rudenie. Mai exact, articolul 24 oferă posibilitatea intrării în posesia unui loc de veci și rudelor de până la gradul 4. Transmiterea se face cu plata de către noul dobânditor a taxei de folosință stabilită la data efectuării contractului de concesiune. Noile modificări aduse articolului 26 din regulamentul de funcționare a cimitirelor stabile și cine poartă titlul de proprietar pe un loc de înhumare din cimitirele din municipiul Giurgiu. Și având în vedere că locurile de înhumare din cimitire sunt domeniul public, deci administrat de Consiliul Local. Deci nu poate face obiectul unei tranzacții de vânzare-cumpărare între două persoane, că au fost cazuri și multe, chiar foarte multe cazuri. Și să veneau sub masca de, fie în unele cazuri se venea sub masca de donație, dar în schimb se făceau tranzacții. Și atunci, la articolul ăsta, se spune că dreptul de folosință asupra locului de înhumare atribuit gratuit nu pot fi înstrăinate prin donații. Ultimul articol modificat se referă la drepturile de folosință asupra locurilor de înhumare din cimitire dobândite în condițiile legii. Astfel, drepturile se transmit prin succesiune și acte juridice între vii cu titlul gratuit de donație. În situația în care transmiterea dreptului de folosință se face în baza unui contract de donație, donatorul va achita taxa de concesiune în vigoare la data înstrăinării. Aceasta reprezentând și modificarea articolului. Noile prevederi vor intra în vigoare după jumătatea lunii septembrie. Compozitor și instrumentist francez Jean-Michel Jarre s-a născut pe 24 august 1948 și este considerat unul dintre pionierii muzicii electronice. S-a remarcat pe plan internațional datorită concertelor în aer liber în care sunt folosite efectele laser și artificiile. În 1972 a avut loc lansarea albumului de debut produs prin mijloace electronice, iar ceva mai târziu, prin alt album, Oxygen, se recunoaște succesul mondial al francezului. Fiul al compozitorului Maurice Jarre, specializat în muzică de film, Jean-Michel André Jarre este compozitorul și instrumentistul francez, considerat unul dintre pionierii muzicii electronice, remarcat pentru concertele în aer liber cu spectatori în număr record, în care sunt folosite efecte laser și artificii. Născut pe 24 august 1948, Jean-Michel Jarre este pe de altă parte cel care a reușit stabilirea unor recorduri de ordin comercial, vânzarea 80 de milioane de albume și de discuri single, reprezentând o astfel de reușită. Începând în 1968, francezul înființează câteva formații și compune piese pentru diversi muzicieni, însă despre debutul propriu-zis al compozitorului se poate vorbi odată cu apariția în 1969 a discului La Cage Eros Machine. Ceva mai târziu, în 1976, urmarea editării albumului Oxygen, Jean-Michel avea să se bucure de succesul mondial.
Pe parcursul anilor, compozitorul și instrumentistul născut la Lyon în urmă cu 67 de ani a înregistrat circa 20 de importante albume de studio, aproximativ 10 albume live și mai mult de 30 de importante single-uri. Tot renumitul Jean-Michel Jarre este cel care a susținut numeroase concerte pe diferite meridiane ale lumii, stârnind admirația numerosului public prin maniera originală de organizare a spectacolelor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu TV Giugiu, urmează sport, meteo și o ediție specială. De la 19.45 puteți urmări emisiunea Sport Arena, iar de la 21.15 o ediție specială a emisiunii Audiența. Sunt invitați în platou deputatul de Giugiu Florian Nicolae și copreședinții PNL Dumitru Beanu și Gheorghe Ștefan. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Spectacol fotbalistic aseară pe stadionul Marina Anastasovici din Giurgiu, acolo unde aproximativ 2000 de spectatori au asistat la victoria Astrei cu 4-1 în fața formației CSMS Iași. A fost etapa 8-a din campionatul național al Ligii 1 fotbalistice, o etapă care a dus Astrei locul 1 în clasament și un moral bun înaintea partidei decisive de joi din Olanda, unde giurgiuvenii merg pentru a juca șansele de calificare în grupele Europa League. Revenind la partida din campionatul intern, Astra a dominat de la un cap la altul cele două reprize, jucând combinativ în atac și apărându-se cu siguranță. Spre deliciul publicului giurgiuvean, primul gol nu a întârziat să apară. Era minutul 8 și giurgiuvenii au deschis scorul prin Budescu, care a șutat puternic de la 20 de metri fără nicio șansă pentru portarul advers. Încearcă să se strecoare cu mingea la picior, o pasă excelentă de viere pentru Budescu, trage Budescu, gol! Gol Astra, ce fază! Spre finalul primei partide, Astra mărește avantajul. Budescu centrează impecabil la o lovitură liberă și Daniel Florea marchează primul său gol la echipă. Giurgiuvenii revin cu forțe noi după pauză și în minutul 50 Deamori marchează un super gol după o cursă în care a lăsat încurcați 4 fundași adverși. William Deamori în continuare. Deamori, gol! Giurgiuvenii nu se mulțumesc cu 3-0 și atacă în forță, iar în minutul 55 Budescu este servit impecabil de Alibec și marchează de la 15 metri printr-un șut fără speranță pentru portarul Grahovaci. Vine minutul 70 și la o greșeală a fundașilor noștri, Ieșenii își adjudecă golul de onoare. Astra, CSMS Iași, 4-1 și echipa din Giurgiu devine liderul Ligii 1 cu 17 puncte după 8 etape. Declarații despre reușitele și nereușitele jocului imediat după încheierea partidei Astra CSMS Iași. Antrenorul moldovenilor Nicolo Napoli a venit dezamăgit la conferința de presă și a calificat jocul ieșenilor ca fiind de-a dreptul rușinos. Astra a meritat-o de castigare meci, dar pentru noi un meci rușinos. Repesa a doua a fost mai rușinos decât repesa a unu. A făcut un super gol de Amorim. Astra a meritat-o 100% de castigarea asta meci. Marius Mudica s-a arătat mulțumit pe parcursul meciului și de-a dreptul fericit la conferința de presă. Fericire dată de niște jucători extraordinari. Traversăm o perioadă bună. Din punct de vedere fizic suntem ok, am ajuns bine. Din punct de vedere tactic și tehnic nu se mai pune... Nu se mai ia în discuție din punct de vedere tehnic, fiindcă sunt jucători cu calități deosebite. Tactic ușor-ușor au început să lege relațiile de joc. Sunt bucuros astăzi că am marcat chiar în urma unor faze bine conturate. Tehnicianul Astrei a făcut referire și la faptul că a reușit să introducă jucători noi în teren, dar s-a arătat mulțumit și că jucători ca Budescu sau Olibec au ținut morți și să joace și au ieșit neaccidentați de pe teren. Sunt bucuros că au intrat câțiva jucători, chiar am avut un debut, Moise, și câțiva jucători gen Ricardo Alves, Florea, Ioniță, care au jucat foarte puțin și s-au ridicat la nivelul celorlalți. Este important că am terminat jocul cu
jucători valizi, neaccidentați, fiindcă mi era frică de lucrul ăsta, dar în același timp, să fiu sincer, aș fi vrut să-l odihnesc pe Budescu, pe Alibec, dar nu pot, când îi văd la antrenament, cum se distrează, cum nici nu e și rușine să nu-i bagă în echipă, pe cuvântul meu de onoare. Mai multe amănunte despre declarațiile lui Marius Mudică din conferința de presă, precum și noutăți despre pregătirea partidei retur cu AZ Alkmaar, puteți afla imediat după știri în ediție specială. Perspectiva întâlnirii de joi cu echipa olandeză AZ Alkmaar, chiar cu avantajul unui 3-2 acasă, l-a făcut pe antrenorul Marius Mudică să declare că săptămâna aceasta va fi una infernală pentru Astra. Tehnicianul echipei giurgiuvene a urmărit prestația echipei olandeze din campionat împotriva lui Willem II și s-a arătat supărat că AZ Alkmaar nu a câștigat acasă și a făcut doar 0-0. Adversara Astra îi părând concentrată pe meciul de joi. Este o săptămână infernală pentru noi, nu mă gândesc decât la meciul de joi. Și astăzi mai mult mă uitam la ce a făcut Alkmaar și am văzut meciul lui Alkmaar cu Willem astăzi. M-am uitat, eram foarte preocupat de lucrul ăsta. Bine, făcând în paralel, pregătim și meciul cu Iașu. O săptămână importantă, o săptămână care ar trebui să se sfârșească, să zic, cu o calificare, fiindcă e păcat de tot ceea ce am realizat până acum. Suntem pe un trend ascendent, dar fiecare meci are istoricul lui și știți foarte bine că se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu să fie cu o echipă care să fiți mulțumiți și dumneavoastră și toți suporterii acestui fenomen care este fotbalul, să aibă ce vedea până în primăvară, adică o echipă în grupe. Întrebat cum va pregăti meciul de duminică cu Petrolul, Mudică a declarat că nu se gândește decât la meciul de joi. Joi este un meci extrem de important. Nu pot să mă gândesc la meciul cu Petrolul, credeți-mă. Nici nu știu dacă voi putea să dorm până joi. Este un meci important pentru cariera mea, pentru imaginea acestui club, pentru imaginea fotbalului românesc, pentru jucătorii mei, pentru toată lumea. Un meci extraordinar de important. Ce ar însemna pentru dumneavoastră să fiți în grupele europene? A mai fost întrebat antrenorul Astrei. Răspunsul este unul Marca și Mudică. Aș da 5 ani din viață. Deci aș da 5 ani din viața mea. Nu știu cât o fi scurtă, cam albi deja și simt că ușor, ușor bate inima mai tare decât ar trebui. Deci pe cuvântul meu de onoare aș da 5 ani din viața mea să mă calific. După partida de aseară cu echipa din Iași, Budescu a ajuns la 8 goluri în 12 meciuri în toate competițiile din acest sezon și mulți apropiați ai fotbalului spun că un asemenea marcator, devenit golgheterul campionatului, merită convocarea națională. Prezent în tribune pentru a urmări partida cu ieșenii, Ionuț Badea, secundul selecționerului, a declarat că selecționerul Angel Iordănescu a primit un raport cu parametrii fizici ai lui Budescu și nu a fost deloc mulțumit. În replică, Budescu a declarat ironic că este chiar supărat că l-a scos antrenorul din teren și nu a apucat să-și facă parametrii. Am văzut că se uită mai mult la parametrii decât la ce fac în teren, a mai declarat Constantin Budescu. Controversa a fost tranșată și de către antrenorul Marius Mudică. Ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă Budescu. Poate să alerge și 500 de metri în tot meciul, că se face diferența. A dat 2 goluri, a apărut la finalizare, glumea pe acolo, se juca. Deci ceva extraordinar. Pasă de gol la Florea, ce să facă mai mult? E golgheterul României. Nu știu dacă ar mai trebui ceva în plus să facă Budescu să fie selecționat. Și Mudică a mai spus că un jucător ca Budescu nu are cum să nu fie convocat la națională și că ceea ce se întâmplă este răutate. Budescu, încă o dată spun, dacă acest jucător sau 4-5 jucători de-ai mei în momentul de față erau la Steaua, erau chemați fără li se dădea telegramele de 2 săptămâni în urmă. Să nu-și facă program, să nu-și pună vreun botez. Sau... Budescu are botezul, trebuie să are un copilaș mic. Și dădea de vreo 2 săptămâni, cred că, telegrama. N-ați văzut că oamenii suferă pentru echipa cealaltă. Stau cu mâinile așa, în loje. Asta e. Astea sunt vremurile care le trăim.
Procesul de încălzire continuă și marți, vremea devenind caldă pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade la Miercurea Ciuc și 30 de grade în vest și sud, poate chiar 31 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice, iar seara cele nordice și de nord-est, unde vor fi norări temporare și cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla mai tare în zona munților Banatului. În Giurgiu, marți avem parte de mult soare, vânt cel mult moderat și în jur de 30 de grade la amiază. Marți în județul Giurgiu se vor înregistra 29 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 30 de grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră din direcția est, presiunea atmosferică 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea 59%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă minus 50 de cm.